Uite că vorbeam despre bruneți mai devreme. Am găsit un fragment de interviu, cred că e ăsta, acordat de Madame Oana Niculescu alu Mizil, care zice așa: da, este adevărat, Marian și cu mine alcătuim acum un cuplu. Suntem doi oameni care se iubesc și nu ne este rușine să recunoaștem, chiar dacă relația noastră a fost și va rămâne una discretă. De unde n-ai bata discreție? Nu, e nicio discreție, doamnă. A plătit 120.000 de euro pe o cameră la Megève, în Alpii francezi. Am văzut imaginea astăzi. Evanghelia în Alpi? Da. Nu pot să cred. Ah, da, pentru că nu era ideea lui. Asta probabil că tângea și ea la ceva. Dai seama că el ar fi dus-o în Turcia. Da, eu fi văzut aia sau eu fi povestit ăleia cineva sau... Asta ar putea să știe că taxul a fost securist. Păi sigur, mai umbla prin bineînțeles, asta spun, că așa e când te întâlnești în lume și așa să și pune pe oameni, așa zisa, spoială de cultură. Uite că acum a aflat și Marian Vanghelie că mai există și altceva. S-au dus la Megève și că aveau bucătar la dispoziție 24 de ore din 24. Am văzut imagini pe Realitatea sau pe RTV, nu știu pe unde. Un apartament din ăsta colosal, o vilă dintre asta la picioarele Alpilor, totul la dispoziție, mașina în față, bucătarul numai pentru ei, oricând. Aș avea chef de, nu știu ce, gata, le făcea ăla. 120.000 de euro a plătit pe un sejur de câteva zile. Dai seama ce era acolo. Dar tot, jacuzzi, masaj, piscine, bă, ce voia mușchiul tău. Ceva fabulos, într-un context din ăsta, plus toate plimbările alea, tot pe unde te duceau pe acolo, ăla, totul, bineînțeles, inclus în prețul ăsta, care e uriaș, tată. Deci dai seama totuși omul cum a luat-o razna, ce a putut să facă pentru ceva care nici nu înseamnă mare lucru pentru el. Adică stai liniștit că în câteva luni, hai să zicem în câțiva ani, nu va mai avea nicio legătură cu fata asta. Adică, bă, a luat-o razna să vede totuși faptul că îi lipsea așa ceva lui Marian Vanghelie. Dă-i încolo de bani, că și așa nu-i muncise el nicio secundă. Ce trebuie pe treaba? Bă, deci când arunci 120.000 de euro ca să te duci, nu o viață, câteva zile cu una ca Oana Niculescu Mizil, te puti că n-ai ieșit, bă, cu Angelina Jolie, da? Hai și cu Oana Niculescu Mizil, te poți uita, bă, la ea. Deci aia, spun eu, la 6 dimineața când se ridică din pat să ducă la WC-ul să facă pipi, este înfiorătoare, bă. Da? Deci nu cumva să credeți că aia e Dumnezeule vreo femeie dintre asta care, nu, tot, dacă ar fi fost așa, deci să fi găsit Vanghelie una de asta, o bombă de asta, o bunăciune de asta, păi vă spun eu că nu mai venea nici Dumnezeu niciodată. Deci fugea la capătul lumii ultimii bănuți pe care îi avea și acolo rămânea. Da? S-a văzut aici în chestiunea asta. Ba a dat și el de una cât de cât, măcar era nouă. Da? Era una nouă, o rablă de asta la mâna a doua, dar nouă pentru el, bă. Intrase prima oară în ea. Da? Nu mai văzuse așa ceva. Și atunci a făcut, bă, dracu, patru, se vede, bă, Vasile Turcu a fi făcut săracul la fel. Deci să dai peste așa ceva, ți-ai pierdut rațiunea, dai seama. Bine, la ei a început mai mognit, nu credea Vanghelie de la început, din prima seară, bă, o dau pe asta pe spate, dar până la partid, în bârligături, el omul care știe să repare o siguranță, dai să ne înțelegem. Că nu e genul de om care a intrat în casă, ți-a căzut panoul ăla de comandă în cap, mai ai lumină. Știi, e Marian Vanghelie, ia un scaun să urcă, e meșter bun, după aia dai drumul, te speli pe cap, da? Îți scade părul în chiuvetă, se înfundă chiuveta în prima seară. Știe Marian Vanghelie să o desfacă, să umble acolo, să evacueze, să arunce după aia la gunoi părul nefolosit și așa mai bine. Nu, e bun la chestiuni de genul ăsta. Adică e o mână de bărbat la casa omului, să știi. A avut cu ce să o cucerească pe fată. Știe dacă, de exemplu, ți s-a înțepenit cizma. Știe să-ți o scoată. Nu crezi că el e papă lapte acum... Lumea are calități pe care nu le-am fi bănuit. Ce zice Madame Mizil, Piranda? Da, uluitoare asta, da. Zice așa: mi s-a părut firesc să-l las de la început pe el să-și asume această relație. Vreau să spună că el conduce relația. Bărbătește, ăsta fiind și unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult la el. Bărbăția, onestitatea. Doamne, vă spun ceva. Da, nu există. La categoria lor nu există onestitate. Deci este un premiu care nu se dă. N-ai cum să fii onest. Sau ba da, poți să fii onest, dar atunci nu poți să fii Vanghelie.
N-ai nicio legătură. Și mai spun ceva, e politician. Deci, da. Oricum am luat-o, nu există. Dacă ești onest, nu poți să fii politicianul. E ca și cum, nu știu cum să zic, ai fi surd, da? Și tu te-ai ocupa cu audițiile muzicale. Nu se poate. Deci una din două, le poți avea pe toate în viață. Așa, stați că mai zice, mai zice. Deci bărbăția, onestitatea, ambiția. Pe asta noi o putem pune la îndoială. Da, ambițios, adică a mințit-o îndelung. Da. Și faptul că își asumă faptele și opiniile fără a da înapoi. Păi să știți că nici Bou nu dă înapoi, doamnă. No. Bou niciodată nu dă înapoi. Uite, dacă vreți să faceți proba, dați-vă bine pe lângă o cireadă și o să vedeți că niciodată Bou nu merge în dărât. Nu, doar înainte. Ok, dar mai ales îmi place la Marian tandrețea. Care mă înconjoară și pe care nu o bănuiam la prima vedere. Extraordinar. Wow. Da, oamenii, să știi că au latura asta nedescifrabilă din afară, asta cred. E o tandrețe de asta tot așa bovină. Adică, bă, vrei să spun și un bou dintre ăla, un taur de ăsta cu care are și el momentele lui, ochii ăia umezi. Nu, așa e. Du-te odată la el acolo să vezi când stă în țar cu ăla și te dă în fața, în privirea lui, să vezi că nu e chiar așa. Și orice animal, un rinocer, un hipopotam, uită-te la documentarele alea, fiecare are tandrețe, sigur că nebănuită de unul de afară care n-are imaginație și... Mă, sunt și lucruri surprinzătoare pe lumea asta. Evident că Marian Vanghel la adăpost unor bănuți dintre ăștia nemunciți, la adăpost unei funcții pe care nu o merita, la adăpost unui viitor care putea să fie așa cum își dorea el, da? Toate astea te fac un pic mai tandru și știind că, uite, să ivește ceva în fața ta, adică ce putea? Bă, vorba proverbului ăla francez, nimeni nu e atât de nenorocit încât să nu poată să promită, da? Deci chiar și Marian Vanghelie s-a putut pune în genunchi știind că e rost de ceva prospătură pentru el, da? Doar nu poți să începi o relație, doamnă, dându-i în cap partenerului cu ceva. Relațiile nu încep așa. Omul în prima zi te-a dus la restaurant și ți-a dat cu toporul în cap. Asta vine mai târziu. O să vedeți, tot așa surprinzător, ce caracter avea la un moment dat Tașu Vanghelie, da? Dar să mai așteptați un pic. După ce să mai vă obișnui și el cu una, cu alta, nu să îi se mai pară noutate chiar orice, dar când începe rutina aia din care nu mai ieși, uite cum e Viorel Hizo la fotbal, da? Când intră în vrie cu un club, gata cu amorul. Da. La început, când câștigă 7 meciuri la rând și nu schimbă echipa, e cel mai mare antrenor. După aia, când intră în vrie și nu mai scoate, m-am înșelat cu el, zice Adrian Porumboiu. O să vedeți, doamnă, ce se întâmplă când Marian Vanghelie, parcă vă văd veniți și spun, nu m-am așteptat din partea lui la așa ceva. Știi când se va rupe? Când o să-i cunoască neamurile. Că de până la urmă o să o ducă acasă. Da, și prietenii și Vanghelie. Și așa mai departe. O să o ducă, nu? Am înțeles că fiecare, deci și soția lui Vanghelie și soțul Oanei Mizil cunosc de această relație. Care deocamdată e îndestulătoare. Ei, fiind atât de săraci amândoi din punct de vedere interior, așa, vreau să spun la acumulări, dar fiind doi oameni săraci, din punctul ăsta de vedere, domnule, și-au promis tot, da? Dar atenție, spre deosebire de niște oameni simpli, să zicem, doi elevi de ăștia de liceu care să țin în brațe și spun, domnule, nu o să ne mai despărțim niciodată, ăștia chiar își puteau permite. Adică ăștia ajunseseră la un nivel la care minciunile astea de suprafață țin. Poți să-i spui, ălea, te duc în Papua Noua Guinee și acolo rămânem. Tu ai posibilitatea asta. Eu dacă o găsesc aici pe una pe stradă și îi spun minciuna asta, e valabilă până mâine sau poi mâine, că n-am cum să o duc. La Vanghelie merge treaba asta și tocmai de-aia povestea pare un pic mai reală, pentru că el își permite să mintă în halul ăsta. Și el își poate, domnule, unde vrei să mergem? Și aia, nu fi spune, e iarnă, îmi place, mie știi, îmi place zăpada, Mareane, place zona, la noi n-am avut anul ăsta, hai că mergem în Dubai, i-a zis el. Nu știi cum mi-a povestit tatăl, mi-a povestit nu știu cine, nu e o castă, nu știu cum să numesc munții aia, dar undeva, păi, întreb acum, întreb, și ce munți? Noi nu avem munți? Păi nu ai știut, la Bulgari, nu, Marian, ai gândit, nu știu. Și au mai întrebat, au mai dat telefoane și până la urmă le-a spus, uite, în Alpi, Alpi, am auzit de ei, am auzit, să știi,
Da, e foarte frumos acolo. Și până la urmă au găsit, i-au întrebat la o agenție de turism. Da, era greu, mă, le-au dat niște poze în față. Și a întrebat Marian Vanghel, a văzut niște imagini acolo. Și care e cea mai scumpă? Și a spus, este una, dai seama că nu știe unde a fost, Mejev, ce e aia. Habar n-are. Și a văzut acolo un cabană dintr-aia, totul cu aur, așa pare, când intri înăuntru, fabulos făcut acolo, și a zis, 120.000 se juc. Și a zis, asta, și gata, are s-a ocupat ăla, banii ăștia, tăticule, nu trebuie nici să te încalți. Păi ăia rezolvă totul, dacă nu vrei să mergi, te iau în brațe, stai, știi că acolo nu-i ca la noi, tăticule, ești duc conta. Aveți chef de asta, da, o caleașcă, ceva la dispoziție, un Mercedes. Un Mercedes, nicio problemă, merge un pic mai greu, că zăpada e de 5 metri. Dar stați liniștiți că facem noi pârtie. În 20 de minute, uite, până atunci aici, la un șemineu, la astea, să rupeți câte o petală, să vedeți cât o să vă iubiți. Și până e gata traseul, gata cu Mercedes-ul, dacă vreți, și cu vaporul să putea. Bă, la bănuțul ăsta, tăticule, ăia fac orice pentru tine. Și așa au ajuns, știi? Dacă erau doar doi de ăștia care se îndrăgostiseră până la vreun film, să bulăniseră pe acolo, nu putea să o mintă că, bă, te duc, îți fac, nu știu ce, că ajungea ca ăla, Tănase Scatiu, să o ducă la... dacă se făcea rapisa. Da. Știi? Da, bun, asta cu Evanghelie, eu mi-l imaginez. Fraților, a ajuns acolo, a ieșit probabil în tindă. La un moment dat, da. n-or fi stat numai în cameră. Nu, i-a spus aia, hai să vedem și stelele, nu, dai seama, romantismul ăsta e, nu la el, dar aia probabil că mai era și ea obișnuită cu una altă, na. Și probabil ea pare să fie mai romanțioasă așa din fire. O fi zis, vai, ce frumos e, Mariane. Sigur. Hai să-mi... Asta a fost reacția. Da. Ce mișto e să mor eu. N-am mai fost să stai așa. Asta e Evanghelia. E mișto, bă, e mișto. Să mor eu e mișto. Să facem niște... Să facem un grătar aici. S-a dus, da. S-a adus grătarul și probabil că a tras niște mititei acolo în puterea nopții, un vin de ăla adus de acasă. Te lasă, ia tată, la banii ăștia poți să vii de acasă cu ce vrei tu. Stai liniștit. Oricum, doamnă, mie, și mie mi-este simpatic, și nouă ne este simpatic, să știți, Marian Vanghelie, mai ales după, nu știu cu ce s-a întors din Alpi, dar în orice caz, când a ajuns prima oară în Elveția, a ținut neapărat să ne arate tuturor, a arătat națiunii, după ce s-a întors la București, că n-a venit cu mâna goală. Îl întreabă reporterița, era pe la Parlament, nu știu ce căuta pe acolo, și îl întreabă reporterița, v-ați întors de curând din Elveția? Și reacția lui a fost, da, mi-a luat un Longines. Și mâna. Să vedem care Longines. Așa. Să fi luat și acum ceva, chiar dacă Mejev e în partea franceză Alpilor, dar sunt și acolo ceasuri elvețiene, stai liniștit. Nu era nicio problemă să le găsească. Asta nu-ți vine niciodată cu mâna goală. No. Că-ți fură un ghiveci de pe prispă. Cu ceva trebuie să se întoarcă. Și a luat și ei ceva, cu siguranță. O cruciuliță, ceva, tot au găsit. Pentru mine, zice Soldobare, rămâne o eroină pentru că l-a bătut pe Gigi. Da, așa e. Gigi a făcut 2% și ea a făcut 2,8% sau nu știu cât. Interesantă relația asta și sunt simpatici, ce să mai... Mai ales îmi place la Marian tandrețea cu care mă înconjoară. E un om inteligent și un bărbat de încredere. Avem o relație firească, frumoasă, care a evoluat de la sine. Da, e sigur. Acum o fi măcar spontan, Marian Vanghelie. Sigur. Trăim o întâmplare umană specială, dar atât de obișnuită, care ne face fericiți și care nu supără pe ceilalți. Păi cine s-a supărat? Noi nu. Atât timp cât amândoi suntem niște oameni liberi. Păi cum, dracu? Amândoi sunt căsătoriți, sigur, dacă asta înseamnă mai liber decât atât liber, nu puteau fi. Da, fabulos. Suntem liberi, mă. Da, nu, ca politician să știi că e o morală sănătoasă asta. Într-adevăr, și e bine să lansezi astfel de idee, că până la urmă o îmbrățișau și alții. Nu că aș pretinde eu că instituția asta căsătoriei mai este valabilă în secolul 21. Evident că nu mai e așa. Dar, bă, totuși, erau căsătoriți amândoi, am înțeles că au și copii, și unii și alții, ceva de genul ăsta. Bă, într-adevăr, libertatea asta, iată, este una la care puțini ajung. Da? Să-ți permiți să fii atât de liber într-o astfel de situație.